mai așteptăm. Suntem gata, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, dragi cetățeni și, desigur, dragi antreprenori. În două luni de când a intrat în vigoare reforma patentei, estimăm că aproape 95% din foști patentari au tranzitat la o altă formă de activitate, regimul de activitate independentă sau SRL, întreprindere individuală. Și cu această ocazie, în primul rând, o să vreau să mulțumesc tuturor pentru că am făcut această mișcare atât de rapid și atât de eficient. Asta doar demonstrează încă o dată că Moldova se poate schimba, fiecare din noi se poate schimba, nu ne temem de schimbare și ne putem adapta foarte rapid. Și sincer vă zic, eu nu cred că în prea multe țări o asemenea reformă poate fi implementată într-un ritm atât de rapid. Noi am putut și asta, în primul rând, înseamnă că antreprenorii au putut. Scopul principal pe care îl avem în acest guvern este să dezvoltăm economia, iar asta înseamnă să ajutăm antreprenorii să facă afaceri, să crească, să se dezvolte. Avem o viziune și un plan de reforme ambițioase. Încurajarea investițiilor, facilitarea oportunităților de afaceri, crearea unui mediu favorabil, eliminarea birocrației, blocajelor și a corupției din instituții, astfel încât agenții economici, micii antreprenori, să poată activa în liniște, plătind partea lor corectă de impozit. În prima jumătate de an am livrat multe reforme. Reducerea birocrației, digitalizare, acces la finanțare, reforma SRL, piața muncii și multe altele, dar reforma patentei a fost probabil pentru noi cea mai complicată conversație cu antreprenorii. O reformă mult amânată. Legea patentei a fost adoptată, după cum am spus nu odată, încă în anul 1998, fiind temporară prin definiție, iar după asta, timp de 25 de ani, a fost tot prelungită în lipsa unei alternative pentru acești antreprenori care funcționau, care activau într-un regim netransparent și deloc demn pentru secolul 21. Mai bine de două decenii, acești oameni au fost lăsați în voia sorții, fără nicio susținere, într-un regim netransparent și demodat, după cum am spus. Noi am decis să fim altfel, am decis că nu vrem să transmitem această problemă mai departe următoarelor guverne și am vrut să venim cu o soluție pentru acești oameni. Am elaborat o alternativă reală. 1% din vânzări, cel mai mic impozit pe venit din Europa, am verificat, fără niciun fel de birocrație, fără raportare și contabilitate, cu compensarea cheltuielilor de tranziție pentru aparat de casă sau alte cheltuieli pentru acești antreprenori. În toată această perioadă am fost alături de cei 4200 de comercianți cu amănuntul din piețe. Nu am fugit de ei, dimpotrivă, am căutat cât mai multe ocazii să avem o conversație, să discutăm și să explicăm. Am pregătit reforma care urma să intre în vigoare în 1 iulie 2023. Împreună cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat am fost în piețe, am discutat cu oamenii, i-am îndemnat să tranziteze, le-am explicat orice neclaritate. Comercianții au fost sunați fiecare pentru o discuție directă. Li s-au transmis și materiale informative prin poștă fiecăruia acasă. Am discutat prin presă, în piețe, cum am spus, și la minister, nu o singură dată. Am avut o campanie de informare publică înainte, prin intermediul presei, în timpul și după reformă. După 1 iulie am dat 2 luni pentru conformare și pentru solicitarea compensărilor, până pe data de 31 august, iar când am văzut semne că s-ar putea unii să nu reușească pentru a evita blocaje, pentru a evita acest gust amar la unii oameni care poate nu au reușit, am mai dat un termen limită până pe data de 15 septembrie, încă 2 săptămâni. De fiecare dată, la fiecare pas, am fost sincer cu oamenii ca să nu îi manipulăm și să nu le alimentăm speranțe false. Pentru că e vorba de soarta fiecărui din acești oameni, de soarta și viitorul lor, am preferat să dăm un adevăr incomod,
decât să-i lăsăm în incertitudine. Am spus ce putem face și ce nu putem face în această perioadă. Am spus sincer că aparatul de casă trebuie să rămână, pentru că vorbim până la urmă și de dreptul la peste 2 milioane de consumatori din această țară care merită un elementar bon de casă. Desigur că a fost rezistență, în special la început, dar unul câte unul oamenii au tranzitat. Din informațiile actualizate ieri, 4200, din cei 4202 foști patentari, 3526 au trecut la un regim de activitate independentă, plus o parte din cei rămași au trecut fie în SRL, fie în întreprindere individuală și continuă să lucreze. 3.445 de oameni deja au solicitat să compensăm cheltuielile, din care 3.183 deja au primit banii. Pentru acest efort, statul a investit în acești, încă o dată, asta este o investiție în acești antreprenori, suma de peste 20 de milioane de lei. Înainte de a oferi cuvântul domnului Rotaru, care este alături de noi șeful Serviciului Fiscal de Stat, vreau să amintesc beneficiile activității independente. Comercianții nu vor trebui să dețină borderouri, contabilitate, să facă raportare sau alt tip de birocrație. Aparatul de casă este conectat direct la fisc, iar odată la 3 luni comercianții vor primi o recipisă care calculează impozitul de 1% din vânzări, cum am spus, cel mai mic impozit pe venit din Europa. Suma maximă a vânzărilor nu trebuie să depășească 1,2 milioane de lei pe an, ceea ce este de 4 ori mai mult decât plafonul pentru foștii patentari. Subliniez că nu doar foștii patentari pot tranzita la acest regim de activitate independentă, ci oricine care vrea să facă primii pași într-un business corect, transparent, legal și conform normelor anului 2023. Oricine poate face o mică activitate de comerț legal. Oricine poate face primii pași în afaceri, fără ca să trebuiască să, nu știu, să absolvească, să aibă 3 doctorate. Pentru că regulile pentru mici antreprenori trebuie să fie simple și foarte, foarte simple. Îndemn pe toți cei care vor să încerce o mică afacere să o facă, pentru că ei sunt viitorul acestei țări și este simplu și cu costuri minime. De asemenea, îndemn consumatorii să ceară bonul fiscal de la comercianții de la tarabe, tonete și, sau chiar din autovehicule, pentru că asta este dreptul fiecărui consumator și este efortul comun pe care îl depunem pentru ca să avem o țară civilizată și transparentă. Știu că a fost un efort pentru mulți cei care au fost afectați de această reformă, care au trebuit să se adapteze rapid. Am văzut în ochii oamenilor și frici, și incertitudini, și dubii, și neîncredere. Prin dialog am încercat cu toții să le adresăm punctual pe acestea și să ne corectăm acțiunile uneori. Au fost lucruri care au trebuit să le ajustăm din mers. Pe alocuri am realizat că putem face mai bine și am încercat să ne și corectăm. Am făcut această reformă cu gândul la oamenii care vor fi impactați de ea. Am oferit comercianților un mod, încă o dată, civilizat și transparent de a munci mai departe, iar consumatorilor o protecție elementară. Cu această ocazie vreau să spun mulțumesc și să-mi exprim recunoștință pentru colegii mei, pentru munca depusă colegilor de la ODA, colegilor de la FISC, care au fost și ei prin piețe în dialog cu oamenii, dar în primul rând micilor comercianți din piețe care au îmbrățișat această reformă și în continuare vom continua să muncim pentru ca să oferim antreprenorilor, tuturor antreprenorilor, condiții clare, simple de a face afaceri în Republica Moldova. Vă mulțumesc, domnul Rotaru, poftiți! Bună ziua, stimați reprezentanți în mass media, domnule ministru al economiei, mulțumesc frumos pentru invitație. Ceea ce vreau să spun că serviciul fiscal în această perioadă, din 1 iulie 15 septembrie, a fost implicat într-un program amplu de conformare benevolă a persoanelor care au avut activitate în bază de patente, vorbind de comerț, și urmau erau posibile migrări la activitatea independentă. Astfel, în această perioadă, colegii mei de la serviciu fiscal au fost antrenați în discuții cu patentarii și migrarea acestora la activitate independentă. 272 de vizite în piețele din teritoriul Republicii Moldova au fost efectuate de colegii mei și asta în speță sâmbătă, duminica, când era cea mai mare, să-i spunem, audiență, fluctuație de patentari în piețele în cauză.
Pe această perioadă noi am emanat 4400 de scrisori informative persoanelor care urmau să migreze la activitatea independentă, ținând să le explicăm foarte mult ce înseamnă activitatea independentă, care sunt beneficiile acestei tip de organizare. Ulterior au fost transmise scrisori cu beneficii, cu mecanismul în care pot să beneficieze de ajutor de 10.000 de lei în cazul în care migrează la această activitate. Au fost discuții cu administratorii piețelor, pentru că aici avem o activitate în speță în piețele autorizate, prin care administratorii nu admit în cadrul piețelor activitate ilicită și astfel trebuie să existe o formă organizatorică pentru că atitudinarii din comerț trebuie să fie activitate independentă sau o altă formă organizatorică admisă de legislația Republicii Moldova. Ceea ce vreau să spun că ponderea sau rezultatul muncii colegilor mei de la Serviciul Fiscal este unul bun. Peste 90% au migrat la această activitate independentă și asta este un rezultat comun pe care l-am atins împreună cu patentare, pentru că aici trebuie să recunoaștem că a existat o rezistență în prima etapă de migrare și am văzut că în primele 15 zile după 1 iulie nu era o dinamică foarte, să spunem, benefică pentru noi, pentru că întotdeauna această etapă a fost amânată consecvent și în ochii patentarului era o doză de speranță că acest lucru se va amâna din nou. Însă, spre bucuria noastră, noi am reușit să convingem astfel încât să avem o activitate legală, pentru că e important pentru consumator să primească cecul și pentru noi să vedem în regim online ce vânzări au acești contribuabili. Și cel mai important este faptul că Serviciul Fiscal a lucrat foarte mult la optimizarea tuturor dărilor țam, astfel încât să nu fie necesar ca aceștia să prezinte sau să facă disinăstor anumite calcule. Și am să explic, toate aparatele de casă care au fost fiscalizate sunt conectate la registrul electronic a vânzărilor, astfel încât noi în regim online vedem câte vânzări au acești patentari și noi de sine statutului calculăm obligația sau un procent de vânzări fără a complica aceste lucruri, astfel încât la sfârșitul trimestrului fiecare patentar primește un aviz de plată cu suma obligațiilor la buget. Și asta este un lucru care demonstrează că Serviciul Fiscal este antrenat într-un proces amplu de apropiere de contribuabil și de simplificare a raportărilor. Inclusiv acesta este cel mai bun exemplu. Vreau să remarc că noi avem foarte multe raioane care s-au conformat peste 95%, vorbim de Florești, Eloveni, Leova, Soroca, Fălești, Ungheni, foarte multe raioane, însă avem și câteva raioane, să le spunem, Codașa, care încă mai lucrăm la această etapă. Vorbim de raioane ca Iedineț, Orhei, Căușeni, Briceni, Bălți. Ceea ce vreau să spun este faptul că în aceste raioane, din păcate, au fost foarte multe persoane care au luptat sau au fost antrenate în a compromite această reformă. Însă vreau să spun că ultima sută de metri pe aceste raioane se vede o dinamică foarte bună în ceea ce privește migrarea la activitate independentă, văzându-se că nu mai există cale de alternativă. Iată, aici este totalurile și avem 90% migrare, dar trebuie să recunoaște că mai sunt încă circa 700 de patentari care urmează să migreze la activitate independentă sau la oricare activitate legală. Cu acești patentari noi lucrăm acum. Le-a fost înaintată o scrisoare prin care s-a explicat riscul în cazul în care nu se conformează. Sperăm ca această scrisoare de atenționare să-i pună pe gânduri, astfel încât dacă nu se vor conforma, Serviciul Fiscal este până la urmă o instituție care colectează impozite și taxe, dar mai are și rolul de a asigura o echitate în activitatea de antreprenoriat și atunci concurența loială, în sensul în care toți trebuie să achite impozite și taxe, vom fi nevoiți să aplicăm anumite măsuri restrictive în ceea ce privește activitatea celor care nu s-au conformat. Sperăm ca Serviciul Fiscal întotdeauna a mizat pe conformare benevolă și sperăm că cei care nu s-au conformat vor reveni și se vor conforma. În caz contrar, vom aplica prevederile cadrul legal, astfel încât să îi conformăm. Vreau să vă mulțumesc și, în primul rând, vreau să mulțumesc celor care au migrat, pentru că contribuabile sunt, să spunem, cei care, în sprijinul care noi lucrăm și eforturile sunt îndreptate anume în a deservi calitativ, în termen și a explica aplicarea cadrului legal și vreau să le mulțumesc acestor contribuabili care au dat dovadă de înțelepciune și au dat dovadă de responsabilitate civică și fiscală. Dar, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și colegilor mei care
pe parcursul activității noastre în această perioadă, circa 80 de persoane au fost antrenate și au lucrat și sâmbătă și duminică pentru a reuși să aducem la bun sfârșit această reformă, care este una, zic eu, a fost destul de complicat, dar până la urmă am reușit împreună și vreau să le mulțumesc pentru că sâmbătă și duminică ei mergeau cu circa 3-4 colegi, mergeau în piețele unde se desfășura comerțul în bază de patente pentru a-i disciplina, pentru a le explica și de multe ori nu era foarte ușor pentru că vă dați seama că rezistența inițială a fost una foarte mare, dar prin discuții, prin schimburi de informații am reușit. Succes tuturor și sperăm ca activitatea noastră a serviciului fiscal să fie apreciată și înțeleasă corect, astfel încât noi suntem cei care asigurăm securitatea, să spun, financiară a statului prin încasarea în termen și în volum de plină a impozitului și taxelor la buget. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, domnul Rotaru, încă o dată și mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această reformă. S-a muncit din greu, într-adevăr. Dacă sunt întrebări, poftiți. Iar dacă nu sunt, atunci vă urăm o zi bună în continuare și succes. Mulțumim frumos. O zi bună să aveți.